Este probabil una dintre cele mai interesante apariții din ultima perioadă, reușind să strânească vâlvă încă de la primul anunț. Este un joc în stilul Dark Souls, doar că este cu samurai, se petrece pe la 1600 și are un protagonist care aduce aminte de Gerald. Bine, comparațiile între seria Dark Souls și seria Witcher se opresc aici. Nio dorind să fie un joc de sine stătător, cu un folclor propriu și un mod interesant de a aborda formula Hardcore Action RPG. Schimbă câteva mecanici, adaptează altele, dar o face iscusit. Iar povestea în care este ambalată întreaga acțiune, cu toate că e un pic clișeu pe aici pe acolo, nu era deloc. Nio s-a dovedit în unele momente o gaură neagră în care spierzi câteva ore bune zilnic, iar asta atestă nivelul de complexitate și imersiune. Este foarte greu să explici întreaga poveste din joc, având elemente pe care nici noi nu le-am înțeles pe de-a întregul, simbolistica având rădăcini adânci în cultura japoneză. Dar asta nu înseamnă că al nostru irlandez cu părul blond nu are o motivație, în cazul de față Nio fiind un fantasy action RPG, unde un spirit apărut din rugăciuni în orașul natal al lui William este capturat și trimis în Japonia. Asta ar fi în linii mari pentru a nu vă strica povestea. Aceasta are unele lacune, mai ales la la introducerea și explicarea personajelor ce participă are acel iz de Team Ninja, în sensul că se vede că au încercat să combine istoria japoneză a perioadei Senkoku introducând personaje legendare, gen Hattori Hanzo sau Oda Nobunaga, figuri marcante ale culturii japoneze. Această combinație de exotic și familiar este ceea ce atrage mult jucătorul în nițele încurcate ale poveștii. Dar narațiunea reușește să fie destul de slabă atunci când vine vorba de explicarea anumitor elemente, pe care un japonez le-ar înțelege perfect. Un trademark al celor de la Team Ninja, care n-au fost prea la capitol poveste. În trecut am avut un personaj super cool cu săbiuță și decolteu. Acum lucrurile sunt într-o oarecare măsură în același tărâm al fanteziei, doar că Team Ninja au combinat experiența pe care au acumulat-o cu seria Ninja Gaiden și au copiat cam tot ce se putea copia din Dark Souls, iar rezultatul este un gameplay satisfăcător. Pentru poveste acordăm calificativul, cum a ajuns Geralt în Japonia și o notă de 7. Nu se ferește de faptul că își trage inspirația din seria Dark Souls, dar asta nu înseamnă că nu reușește să inoveze și să aducă adiții formulei, ba chiar să schimbe puțin felul în care îți abordezi câmpul de luptă. În esență, clădește pe ceea ce Dark Souls a făcut deja, doar că o face în mod strălucit. Îți schimbă în unele cazuri atât de mult formula încât nu-ți mai dai seama că ești într-o posibilă clonă de Dark Souls. Un alt element extrem de important este faptul că ataci și parezi cu arma din dotare, absența scutului din cultura japoneză făcând luptele mult mai dinamice. Vei fi nevoit să te rostogolești și să înveți când este cel mai bun moment să parezi, fiind de departe cea mai sigură cale de a scăpa dintr-o luptă. Bine, nu renunță nici la armele de distanță ale vremii, existând o selecție variată în joc de arme cu proiectile sau săgeți. Din păcate, jocul te cam ține de mânuță în unele momente, existând un sistem de lock-on pentru armele de distanță, și în unele cazuri pare că e un pic cam iertător cu jucătorul. Asta pentru că poți să-ți recuperezi o porțiune destul de mare din bara de stamina dacă ataci atunci când trebuie. Și în acest caz avem un sistem de stamina și viață, doar că aici lucrurile sunt ușor anapoda, bara de viață fiind albastră, iar bara de stamina verde. Chestie care s-ar putea să-i confuzeze pe unii, nu-i bai, te obișnuiești din mers, așa cum am făcut și noi. Interesante sunt elementele coop și imersive din joc. Nio reușind să combine într-un fel sistemul de taguri din Dark Souls cu un PvP, locul în care ai murit putând să apară în jocul unui prieten, acesta putând să-ți luteze cadavrul. Asta dacă nu ajungi tu primul la el. Același lucru se poate întâmpla și la tine, putând să-ți încerci spiritul de samurai, înfruntând un inamic controlat de inteligentul artificial. Asta este și cea mai mare atracție din Nio. Îți dă tot timpul ceva de făcut, oferind atâtea obiective încât la un moment dat te copleșește upgradat armura, bătut bosul, găsit aia, făcut sabie nouă și așa mai departe. Adăugăm la asta și povestea care te împinge ușor de la spate și descoperim o experiență interesantă și complexă la capitolul gameplay. Este un gameplay mai energic, mai antrenant chiar decât în Dark Souls, blondinul nostru fiind mai flexibil, mai agil, reușind să traverseze distanțe mari cu ușurință, ceea ce nu se poate spune despre protagonistul din Dark Souls. Reflectă stilul de luptă pe care Team Ninja l agrează și reușește să pună pe ecran niște imagini al naibii de impresionante. Fiecare mișcare de sabie sau ciocan, atunci când își atinge ținta, o simți și iar viteza cu care o luptă se desfășoară o să-ți ia ochii. Dar este satisfăcător cu adevărat atunci când ai trecut printr-o armată de demoni, ajungi la boss, fără o zgrietură. Adăugăm la asta și un sistem de stensuri, care în esență schimbă modul în care ataci, favorizând un anumit tip de atac. Și avem un joc extrem de complex, doar din punct de vedere al luptei. Ceea ce numește jocul stens sunt de fapt moduri de atac, rapid, balansat și apăsat. Combinând stensurile cu flexibilitatea jocului și zecile de arme, avem sute de posibilități de a ataca și de a disponibiliza competiția, ceea ce bucură gamerul de rând, existând loc de experimentare și de a găsi cea mai bună soluție pentru a scăpa de un boss. Mai adăugăm și faptul că există un sistem de combo, magii și alte elemente și subliniem că Nio este un joc foarte complex. Fiecare element din mecanica de joc a fost îmbogățit și rafinat, perfecționat, așa cum am spus mai devreme, existând tot timpul ceva de făcut. În momentul în care vei vrea să termin cu magia din joc, poate încerci niște skill-uri de ninja, complicând și mai mult lucrurile. Nio își bazează arhitectura de nivel pe un sistem de hub-uri și o hartă centrală de unde îți alegi misiunile. Îți limitează un pic felul în care ai putea experimenta Japonia anilor 1600, dar oferă destulă varietate pentru a pune în plan strategii de atac. Cel mai probabil Team Ninja au încercat aici o experiență mai concentrată, lucru care se poate vedea din felul în care te obligă să-ți ataci adversarii. Nu doar că trebuie să fii atent la ceea ce e în jurul tău, riscând să-ți atragi mai mulți inamici, dar o mișcare te poate costa viața. Pe de altă parte, dacă ești atent, execuți fiecare atac la momentul potrivit și ai găsit ceva care funcționează pentru tine, Nio te va încuraja să folosești acel ceva dovedind și mai mult flexibilitatea pe care o oferă jucătorului. Până și sistemul de loot și upgrade a fost regândit pentru a reflecta aceste noțiuni: că poți să scroiești singur avatarul preferat. Constant te vei vedea făcând curat în inventar și dezasamblând gear pentru a face loc altor și altor iteme. Curge pur și simplu cu gear în acest joc, dar nu-i bai, pentru că ai ce face cu el. Poți să-l folosești pentru a upgrada arme sau armuri, care sunt și ele destul de variate. Ai de la catane cât casa până la topoare, coase, sulițe sau poți să porți chiar și două săbii, jocul oferind și mai multă diversitate, schimbând constant între diversele tipuri de arme. Totuși, armele au dublu rol, putând să fie materie primă sau pot fi date ca ofrande pentru a primi experiență, iar în secunda în care ai descoperi forja, vei petrece acolo foarte mult timp. Aici poți schimba efectele de pe armă, felul în care arată, sau poți upgrada diverse bucăți de armură. Unde dezamăgește Nio este la capitolul Lupte cu Boș și la sistemul de checkpoint. Dacă mulți dintre boși sunt mai degrabă mini-boși, jocul are și câțiva antagoniști majori, care din păcate sunt prea ușor de disponibilizat, chiar și pe New Game Plus, odată ce ai învățat care sunt tabieturile respectivului boss. Pentru că Nio are și o parte cooperativă, lucrurile devin și mai ușoare. Elementul coop are nevoie de o rebalansare urgentă. Luptele devin repede măceluri în care tu și partenerul treci prin demoni ca expresul prin gara sătească. În secunda în care s-a alăturat sesiunii tale un alt co-echipier, cei mai mulți boși n-au nici măcar o șansă, combinația de combo-uri din două părți fiind devastatoare, reușind să punem la pământ boșii în câteva secunde. Este interesantă adiția, dar trebuie strânse niște piulițe la capitolul dificultate, pentru că în coop experiența nu este nici pe departe satisfăcătoare. Pentru gameplay îi acordăm în însă nota 9,5. Vizual, Nio este un joc atent gândit. Team Ninja sunt cunoscuți pentru felul în care își aleg arhitectura de nivel și cum plănuiesc fiecare mișcare a jucătorului în avans. Aici strălucesc ei cu adevărat, când elementele sunt fixate, iar asta face din Nio un joc impresionant vizual. Redarea Japoniei într-un cadru fantastic în care demonii și samurai se contopesc în fundal este maestuos realizată. Sigur, se putea mai bine pe aici, pe colo, dar atenția la detalii se simte. Cu toate că sunt momente în care ne-am dorit ceva mai mulți inamici, orocotilele cu care te lupți începând să se repete obsesiv spre finalul jocului. Vizual impresionează atât în timpul luptelor, care sunt cât se poate de spectaculoase și bombastice. Un combo aplicat cum trebuie are un ceva vizual care te va lăsa mască, dar întreaga lume, cu toate că ușor claustrofobă, reușește să fascineze. De la demonii imensi și până la samurai se vede că în acest joc s-a investit pasiune. Producător încercând să arunce către jucător elemente impresionante și le-a ieșit. Nu, nu este Witcher 3, dar este surprinzător de aproape ca nivel de detaliu. Din nefericire, tertipurile RPG japoneze nu ne-au lăsat nici în acest caz să vedem cum ar arăta Nio într-o lume deschisă. Dar asta nu înseamnă că renunțăm la speranța de a vedea treaba asta într-o viitoare iterație. Pe partea audio, coloana sonoră aduce aminte mai degrabă de animeurile din anii 2000, existând acolo epic și înălțător, muzica reușind să puncteze extrem de bine acțiunea și poate îmbogăți atmosfera. Și pentru că nu avem un protagonist asiatic, nu avem nici acea încercare de engleză bastardizată cu râuri și lâuri, irlandezul nostru sunând ca un irlandez. Ba chiar reușește să aducă în prim plan un cast interesant de actori vocali, care în ciuda lipsei de chimie, livrează vocile unor personaje credibile. Le simți motivația, iar asta ajută mult jucătorul să se investească. De partea tehnică, lucrurile sunt ceva mai delicate. Pe PC, Nio rulează surprinzător de bine. Pe PS4, lucrurile se schimbă, oferind jucătorului trei moduri de a experimenta jocul. Un framerate variabil, unul limitat la 30 fps și unul la 60. În esență, cel mai bun este cel de 60. Din păcate, Nio mai are nevoie de niște patch-uri. Iar cel mai indicat mod în acest moment este cel variabil, Nio pierzând pe alocuri cadre și în modul 30 fps. Motiv pentru care acordăm calificativul ne-a plăcut pe PC și nota 8 pentru grafică și sunet. Nio reprezintă o evoluție, dar și o involuție a genului action RPG hardcore. Sunt foarte multe elemente pe care le putem recomanda, fiind un joc extrem de complex, greu de stăpânit, dar ușor de înțeles. Team Ninja au rafinat într-o oarecare măsură mecanici de joc împrumutate din Dark Souls, dar și-au adăugat și propria experiență peste joc, iar rezultatul este un titlu pe care îl vei juca și după ce l-ai terminat. Asta pentru că oferă un mod New Game Plus. Chiar și așa este o evoluție, una pe care merită să o încerci, fără doar și poate. Ne-ar fi plăcut să vedem un element cooperativ mai bine balansat. Checkpoint-urile lasă mult de dorit. Povestea este așa și așa, dar strălucește la numărul imens de lucruri pe care ți le dă de făcut. Noi am pierdut în Nio cam 70 și ceva de ore și mai există loc de upgrade și de explorat. Așa că acordăm creației celor de la Team Ninja nota 8. Până săptămâna viitoare, nu uitați, like, share și subscribe și apăsați clopoțelul magic în caz că doriți să mai vedeți și pe viitor conținut Zona IT.